De peștera Polovraj sunt legate multe legende. Cea mai cunoscută în rândul turiștilor este că acolo s-a retras chiar Zamolxe. Oamenii locului mai spun că vracii daci prelucrau în grotă o plantă extrem de rară numită polovragă, pe care o foloseau ca remediu împotriva tuturor bolilor. Odată cu încălzirea vremii, peștera are tot mai mulți vizitatori. Aici este frumos, mie îmi place. Este puțin cam fric, dar ne obișnuim și cu asta. E pentru prima dată când vii aici? Da, este pentru prima dată. Și sunt foarte fericită că am venit. Pe lângă legendele care s-au țesut în jurul acestui loc, oamenii sunt atrași de formațiunile spectaculoase din peșteră. Am aflat multe detalii, am aflat că a fost o peșteră locuită parțial, în momente grele pentru români. Formațiuni interesante, ba chiar asta cu scheletul ăsta care simbolizează moartea, mi s-a părut foarte interesant. Am aflat că există și un centru energetic unic în România și al doilea în lume, am înțeles. Lucruri interesante, obiective care merită văzute și merită cunoscute. Locul de poveste ar comunica, spun legendele, cu cetatea Sarmisegetuza. Intrarea, de fapt, se face invers cursului de apă. Suntem într-o zonă trăită de multe generații. Un lucru interesant despre istoricul locului, de la momentul dacic și până în zilele noastre, cu multe urme lăsate de cei care au fost prezenți în peșteră. Și trebuie știut că ea are o dimensiune extrem de mare și încă nu e cunoscută în totalitate datorită cursului de apă subteran care traversează pe sub peșteră și lasă legenda să continue să rămână în picioare, precum că ar comunica cu Sarmisegetuza sau cu o zonă depărtată din Transilvania. Peștera este vizitată și pentru câteva puncte energetice ce au fost măsurate de specialiști. Bioenergeticienii consideră Polovragiul cel mai bun loc pentru tonifierea generală a organismului. Un bilet costă 20 de lei, copiii plătesc doar jumătate din preț.